Și numărul 6 dacă e... Aici, aici. Prichindei au așteptat nerăbdător să vadă ce au câștigat. Norocul lor a stat în mâinile Evei și ale lui Petru, copii de vârsta lor care au venit special de la București împreună cu tatăl lor. Cum a fost astăzi aici la Pitești? Bine. Nu știu, am fost atâția copii. Și pentru Andrei Zaharescu, momentul a fost unul special. Vedeta Antenei 1 a răspuns cu drag invitației de a veni la Pitești. De la știri în mijloc copiilor, pentru că, așa cum am spus în cele câteva cuvinte, când faci ceva pentru copii, nu contează de unde vii, important e ce faci, important e să simtă că faci cu deschidere, cu drag, cu plăcere, nu cu oboseală, nu cu o mie de alte probleme pe care le avem pe cap. Cei mici au așteptat cu sufletul la gură momentul în care vor face schimb de jucării. La final, unii au fost mai mulțumiți, alții, în schimb... Ești cam supărată? Mi se pare mie? Un pic? Nu. Ce s-a întâmplat? Vroiai altceva? Nu. Ce jucărie ai adus de acasă? Un ursuleț. Și ce ai primit la schimb? Un iepuraș. Și îți place cadou? Da. Am adus un iepure. Și ce ai primit? O mașină. La final a urmat o sesiune de fotografii pentru că Andrei Zaharescu a fost asaltat de actorii Teatrului Piteștean, dornici să aibă o amintire cu vedeta.